Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu următorul video despre companie Infineon. Tema acestui video va fi primirea accesului pentru vânzări pe site-ul Infineon. Deci, cine nu cunoaște, Infineon este o platformă analogică ca eBay, Amazon, adică un internet magazin, care acum se lansează, deci ea oficial s-a deschis pe 15 ianuarie, deci acum la noi 17 ianuarie, dar ca să putem lucra, să vindem pe acest site, trebuie să primim accesul, adică noi de ajuns să cumpărăm abonamentul lunar sau să facem activare, care am explicat și am arătat în alte video. Deci pentru... Da, și acum, față de ceea ce a fost în alte video, le-am să schimba design. Deci trebuie să intrăm în back-office-ul cu loginul care îl avem și parola. Da, și aici ea nu leacă diferă design-ul, să vă uitați la alte video. Nu îmi trebuiește să ajungem la undeva, putem să apăsăm pe orice butoane și nimerim la designul acela care era mai precedent. De pildă binar și... Deci suntem la platformă, cum, designul acela care a fost mai înainte, adică el e una combinată în alta. Deci dacă ați văzut video precedente, deja mai departe o să cunoașteți ce am explicat în alte video. Deci ca să facem plată ce n-am făcut, aici ia, sunt două direcții unde trebuie să faceți, dar acum eu vreau să arăt despre Springboard. Deci asta e platforma unde noi facem vânzări. Dar uitați-vă, când apăsăm pe Springboard, dacă nu suntem activați sau n-am primit accesul, deci nou nu ne apare nimic aici. Adică unii poate să intre și nu văd pe unii producție și mai departe. Pentru ca să avem acces la producție, trebuie să trecute 4 pași. Deci primul pas, asta este un document, deci și primul și a doilea documente care trebuie să studiate detailat. Pe bază la aceste două documente se îndeplinește un chestionar în punctul 4. Dacă nu înțelegem ce trebuiește de făcut pe ce site, chestionarul să-l îndeplinim greșit. Pentru aceea recomand, deci eu le-am deschis alături aceste chestionare, deci uitați cum arată ele. Deci așa niște pagini, deci, pagina 1, 2, pentru primul document care îl deschidem, el este 6 pagini, a doilea care îl deschidem, aici ia să explicați pachetele care sunt. Deci trebuie să cunoscut informația aceasta. Alt moment important, deci compania interzice de făcut video sau de făcut plasamente imagini cu prețurile la produsele care sunt pe site-ul Infineon. Deci eu o să fac video până la momentul dat, dar unde o să fie deja cu imagini, o să trebuiască să tai, dar undeva la nivelul, la punctul 4 apare acele video, sau nu video, dar imagini despre producție și mars. Adică, deci e vorba de prețuri care ele trebuie să rămâie taină comercială. Deci noi care lucrăm pe site putem să le vedem, să le folosim, dar nu se răspândesc. Pentru asta noi putem să fim pedepsiți. De aceea previn de start oamenii care o să lucreze. Deja sunt oameni care primele mii de dolari au scos, deci site-ul plătește. Deci site-ul este foarte super. Deci ce facem aici? Deci cum am spus, deschidem aceste două documente. Evidențiem textul, cine nu știe engleză. Putem să copiem totodată, apăsăm Ctrl A și să copie totodată P
pe urmă Ctrl-C, intrăm în traducător de la Google, de pildă, și facem traducerea de pe în engleză în română. Și citim apoi textul ce este explicat în aceste documente. Adică noi trebuie este să cunoaștem materia. Alt moment că uitați, este și video trailer care a ceea ce este descris în aceste două documente este spus și în video. Deci în acest video sunt și răspunsurile la întrebările care trebuiesc aici. Deci unii apare aceste video. Deci când apăsăm pe punctul acesta în patrule, deci uitați, eu apăs click drag, dar și se schimb documentul, se încarcă aici. Adică a patrulea punct. Deci el video arată că este un chestionar unde trebuie să uitați-o. De ales întrebările corecte. Deci te pus debuffat. Deci niciun loc nu trebuie să rămâi nebuffat. Dacă e buffat greșit, nu se primească, nu se trece de pasul acesta. Asta și subînțelege accesul la vânzări. Adică noi trebuie să dăm un mini-examen. Deci eu deja am răspuns. Adică am uitat la video, am citit, am studiat, deci asta trebuie fiecare studieze, ca să nu fie un pe urmă probleme. Și deci, la mine datele sunt completate, deja eu o să fac mai departe ce trebuie făcut. Deci, uitați-vă, după ce am completat, apăsăm pe butonul acesta albastru. Deci, site-ul are lucrări tehnice. Mai încercăm. I want to take a minute walking through the Springboard quiz. Deci, uitați-o, după, dacă nu mergi din prima dată, vedeți, într-o două o mărți la mine. Deci, eu am răspuns corect. Dacă nu răspundeam corect, nu ne apăra pagina aceasta. Deci, aici, fiecare pagină, noi trebuie să le semnăm. Semnându-le, noi ne semnăm sub aceea că am înțeles. Pe urmă, dacă o să fie careva probleme, pe urmă să nu dăm vina pe companie că n-am știut. Deci noi ne luăm răspunderea asupra noastră. Că am studiat și am înțeles ce trebuie făcut. Deci aici introducem numele și prenumele nostru. Vedeți așa. Putem să copiem ca să nu repetăm fiecare dată. Deci o să fie, cum am înțeles, 6 pagini. Deci pagina 1, fiecare pagină să trebuiască de apăsat pe submit. Și apăsăm, deci. Așa, vedeți, pagina 3 a apărut. Repetăm numele, prenumele. Uitați, o să nu fie greșit, ca pe urmă. Deci și compania e destul de serioasă. Cine vrea să joace aici? Să găsească alt loc. Deci pagina 4, la pagina 6, cum am înțeles-o. Trecem toate aceste etape. Pagina a 6. Și acum, după idee, trebuie să apară pagina cu produse. Așa, deci după ce am făcut acele, mai sunt niște puncte care tot trebuiesc acceptate. Toate trebuiesc, deci să scriu sunt condițiile care eu, ca când le-am studiat, le-am citit și mă semnez că sunt de acord cu toate condițiile. Încă o dată introduc numele, pronumele. Aici e username-ul meu și încă o dată apăs pe submit.
Uitați-vă, aici ea deja, când apare așa cu verde, deja eu sunt acceptat. Am primit accesul la primele 15 produse care eu le pot vinde la pachetul Prime. Deci, la pachetul următor de 150 ne putem vinde 30, la pachetul de 400 ne putem vinde 60 produse. Deci, aici mai sunt 3 direcții în care eu nu sunt, pentru că aici în direcția asta sunt produsele deja cu imagini. Aici sunt rapoarte deja care s-au vândut, care, deci asta deja o să fac ca alt video, să văd cum o să primească. Deci, acum ideea care că am arătat cum să trecem de acele 4 pași ca să primim accesul la producție. Cam atât ce am vrut să arăt. În următoarele video o să arăt cum facem înregistrarea în sistemul de plat care este în compania Infineae. Căci deja oamenii au spus că scot banii. Pentru asta trebuie să ne înregistrăm sistemul de plată care este unit la acest proiect. Numai bine.